dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Sunt destul de serioasă în această dimineață pentru că, e bine, începem cu vești mai puțin fericite. La mine în sat, când eram copil, am înțeles că nașterea și nunta și moartea sunt evenimente naturale pe care oamenii le percep ca făcând parte din cursul natural al vieții. Din nefericire, ieri am pierdut două mari valori ale României și de fiecare dată când ne confruntăm cu un astfel de eveniment, realizăm că România sărăcește din punct de vedere sportiv și cultural. Ne luăm iată la revedere de la sportivul Ivan Pațaichin, quadruplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice și de asemenea triplu medaliat cu argint. De la el am rămas cu mentalitatea sportivă că bronzul este o rușine, el mergea să câștige aur și argint, pentru el bronzul nu era o variantă. De asemenea, din nefericire, ne luăm la revedere și de la marele actor Ion Caramitru, care a fost ministru al culturii între 1996 și 2000. De asemenea, el a fost și director al Teatrului Național din București din 2005 până în prezent și mă leagă și o amintire de domnul Ion Caramitru. Suntem profund recunoscători că am avut șansa să discutăm cu dumnealui la matinal. În mai a acceptat invitația noastră de a vorbi despre spectacolul My Fair Lady. Atunci l-am întrebat care sunt emoțiile care îl încearcă. Pe această cale vă invit să reauzim vocea maestrului și să-l purtăm în suflet, iată, pe ultimul drum. Pe mine mă încearcă niște voci mai speciale ca interpreți. Eu nu am mai jucat musical-uri. De cântat am mai cântat sporadic pe aici pe colea, dar aici pune la încercare nu numai urechea muzicală, dar și instrumentele, ca să spun așa. Dar mă bucur că am ajuns la un liman. Și voi avea și eu bucuriile mele personale, jucând de câte ori voi putea în acest spectacol. De maestrul Ion Caramitru mă leagă o amintire personală și o profundă recunoștință. Mi-amintesc că eram în facultate și nu-mi permiteam neapărat să-mi cumpăr bilete la spectacolele de la TNB și eram cu o colegă care, fiind actriță și fiind studentă, avea acest beneficiu de a putea să intre la spectacole, chiar și fiind sala plină, ea putea să rămână pe scări cu carnetul de student. Și am mers și eu cu ea la un spectacol, mi-am dat seama că nu reușesc să intru, în momentul în care maestrul Ion Caramitru, recunoscând-o pe colega mea, pe prietena mea, mi-a pus mâna pe umăr și a spus: domnișoarele, sunt din partea mea și am câteva invitații la spectacol și pentru ele. Și am reușit să intru atunci la spectacol. Pe această cale îi mulțumesc chiar și acum, chiar și așa. Și cred că e important să ieșim din casă, să ne continuăm viața mai departe, să ne bucurăm de evenimentele culturale care se întâmplă în jurul nostru. Bineînțeles, și aici la matinal continuă invitațiile noastre de a vă îndemna să cunoașteți mai multe aspecte ale vieții culturale din România. Pe această cale vă anunțăm că Festivalul de Film Ibero-American Pelicula începe pe 8 septembrie și vă invităm pe această cale să urmăriți și câteva imagini, așa, ca să vă faceți o idee. Escuche. Sin rodeos, dice, simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos ya que sí. E
imagini pline de culoare și de voie bună, imagini care ne permit să facem, iată, tranziția către energia cu care v-am obișnuit la matinal. Alături de mine, să știți că se află Ileana Cecanu, director artistic al Pelicula, care îi spun pe această cale bună dimineața și bine ai venit la noi. Bună dimineața, Georgia, mulțumesc mult pentru invitație. Și noi îți mulțumim că te-ai alăturat matinalului. Știu că e o oră destul de nepotrivită pentru unii, mai ales în domeniul artistic. Știu că voi mai întârziați așa trezirea, e un dolce farniente. Recunosc că m-am culcat pe la 3 dimineața în fiecare noapte în ultimele 21 de zile, dar am 2 copii mici care nu uită să mă trezească în fiecare dimineață în jur de 6:30, așa că am putut să fiu punctuală datorită lor și le mulțumesc. Să știi că și ei port o recunoștință profundă tatei, dacă nu intra să bage capul pe ușă dimineața, spune 6:30, zic că te speli pe cap, nu știu dacă ajungeam astăzi. La câte ediții a festivalului ați ajuns? Suntem la a 6-a, dar de fapt noi am avut și o ediție 0 de demo. Ar fi 7 așa în total, dar e a 6-a plină, completă, cu secțiuni, cu tot ce trebuie. Anul acesta am înțeles că debutează festivalul pe data de 8, ține până pe 12 septembrie și că vă mutați și în alt oraș. Da, mergem pentru prima dată la Cluj. Încă din planul inițial al festivalului eu pusesem și alte orașe, din păcate au fost niște probleme financiare de-a lungul timpului și am reușit să facem doar Bucureștiul. Dar anul ăsta este primul an în care reușim să ajungem la Cluj. Știm că suntem așteptați, acolo e o comunitate latinoamericană destul de puternică și sunt foarte multe școli de dans latinoamerican și publicul își dorește să vadă și filmele noastre. Cât timp eram noi două la machiaj legat de finanțare, mi-ai spus că, de fapt, tu ai creat acest festival de la zero pe proprii tăi bani. Da, așa este. E corect. Am avut o pasiune extraordinară pentru zona asta. Am avut norocul să ajung în Buenos Aires, exact în momentul în care începeam lecțiile de tango în București cu profesorii mei. A fost o combinație perfectă și am ajuns la Milonga. Și acolo am fost luată și tratată în acest dans minunat ca oricare alt local. Nimic s-a vorbit în spaniol, oamenii au fost foarte apropiați și în momentul ăla am simțit că e o conexiune extraordinară pe care am simțit-o cu zona aceasta și am vrut să aduc cumva acasă o bucățică din ce am simțit. Și așa am început. Dar anul ăsta suntem foarte norocoși că am primit finanțare pentru prima dată în cei 7 ani de când am primit finanțare. Pot să și spun? Da, că sunt instituții private... Instituții publice. Instituții publice, doar cu siguranță. Publice. Da. Da, am primit finanțare prin proiectul București Oraș Deschis de la Arcub și Primăria București și de la Centrul Național al Cinematografiei pentru prima dată. Deci am avut bucuria asta să pot să fac mai mult decât am făcut de obicei. Sunt curioasă cum alegi filmele pentru acest festival. De unde apropierea aceasta și de cultura cinematografică iberico-americană? Da, față de film, eu am o relație cu filmul de peste, să zicem, 20 de ani de zile, pentru că așa a fost, să zicem, jobul meu, traseul meu profesional, s-a intersectat cu filmul. Iar această selecție a filmelor mi-a permis să o fac ca distribuitor de film, pentru că sunt și distribuitor de film. Și am avut ocazia și accesul să pot să văd anumite filme, poate chiar înainte să fie produse final, în fază de work in progress. Și atunci, ajungând să le văd, m-am gândit de multe ori că poate altă șansă nu au să fie văzute. Multe m-au atins. La noi în cinematografe nu prea vedem filme din alte zone decât blockbusterele. Și atunci, pur și simplu, văzându-le, am putut să-mi fac o selecție și așa să reușesc să le aduc. Sper că am adus ce e mai bun pe zona asta. Cum interacționezi cu publicul pe care îl are acest festival? Cum arată, de fapt, publicul tău? Da, publicul meu e foarte frumos, pentru că eu sunt genul de om care este și la intrare, și pe scenă, și la televizor, iată, dar facem și printurile, adică sunt un om care aleargă foarte mult. Și după 6 ani mă bucur foarte tare că revăd oameni pe care i-am văzut de la prima ediție, ale căror sfaturi le-am ascultat, ale căror felicitări le-am primit cu mare bucurie. Mă bucur că revin, înseamnă că le place, înseamnă că ceva bun facem. Ei tratez ca și cum ar veni la mine acasă. Asta este senzația pe care și vreau să le ofer, pentru că ăsta e adevărul. Cinematograful este casa noastră timp de 5 zile și atunci vreau să se simtă bine primiți. Vreau să fiu o gazdă bună. E dificil să fii gazdă, iată, și în Cluj? Că mă gândesc că în București ești și tu cumva acasă la tine, dar la Cluj cum se simte energia aceasta de gazdă pe care vrei să o imprimi? Mă ajută puțin relația cu TIFF-ul, cu Festivalul Internațional de Film Transilvania, pentru că lucrez acolo de mulți ani și Clujul este a doua acasă. Timp de 3 săptămâni, mulți oameni din București, colegi de-ai mei, se mută în Cluj și eu printre ei. Știm bine orașul, avem prieteni acolo și chiar colegii de la TIFF m-au ajutat foarte mult în a pune festivalul pe roate și în Cluj.
Dacă ar fi să ne faci câteva recomandări din cadrul festivalului de anul acesta, ce ne-ai recomandat? Am văzut că sunt și câteva filme de animație. Da, este Coco, care este filmul preferat al fetiței mele cele mici. Eu am vrut foarte mult să facem și un altar de Dia de los Muertos, cum au ei. Nu știu dacă o să reușim, încă e în plan, dar o să avem pictură pe față. Am povestit un pic înainte despre Verde Stop Arena, unde o să avem pelicula Fiesta, care e un eveniment în aer liber dedicat în mod special copiilor pe timpul zilei, cu ateliere pentru copii, codițe împletite, tot felul de lucruri amuzante și importante, de fapt, în perioada asta pentru ei. Și atunci o să difuzăm Coco într-una dintre cele două seri de la Verde Stop Arena, pe 11 septembrie. Iar în afară de asta, eu aș recomanda, pentru că e un film pe care nu cred că au mulți ocazia să-l vadă, aș recomanda Buena Vista Social Club, care este și filmul de deschidere al festivalului, dar care este și filmul care închide, de fapt, festivalul tot în aer liber la pelicula Fiesta, la Verde Stop Arena. Sunt multe filme care îmi plac, e foarte greu să aleg, dar cred că astea două sunt așa, ceva un must-see, să zicem. Eu mi-aminteam cât am fost noi două la machiaj, că noi am vorbit despre pelicula și anul trecut și știam că anul trecut, din nefericire, a fost mai degrabă online festivalul. Ați păstrat din această componentă și anul acesta? Da, am păstrat pentru că anul trecut au fost oameni care n-au putut veni fizic la puținele proiecții pe care le-am avut și care s-au bucurat foarte tare de această idee de a-l face online. De fapt, a fost probabil pentru noi un singurul mod de a supraviețui anul trecut, de a exista, de a puncta că am avut și această ediție a cincea, care era o ediție importantă. Și am avut un conținut bogat online atunci. Mi-aduc aminte că și am fost încântată de câte filme am văzut. Dar, din păcate, anul ăsta, pe parte de online, nu suntem atât de complexi. Ne-am focusat mai mult pe zona de cinema, care ne-a lipsit foarte, foarte mult. Dar avem și pe online o selecție de 13 titluri, o parte sunt lungmetraje, o parte scurtmetraje, avem și un mic serial de animație pentru copii. În afară de aceste activități, aș vrea să te întreb cum se face accesul la festival. Se face prin achiziționare de bilete online. Pot să spun, nu știu dacă pot să spun site-ul de unde se cumpără bilete, da? Bineînțeles, să știe cei de acasă de unde să achiziționeze. Se pot face pe eventbook.ro, achiziționările de bilete, sau de la casieriile locațiilor unde avem desfășurarea evenimentului, Institutul Francez Elvira Popescu, Institutul Cervantes și Verde Stop Arena. Avem în fiecare locație posibilitatea achiziționării biletelor pe loc. Ai întâmpinat vreo cumpănă în organizarea festivalului anul acesta? Și dacă da, ce te-a motivat să o depășești? Da, am întâmpinat. Recunosc că în fiecare an mă gândesc dacă mai pot să-l fac și anul viitor. Și anul acesta am avut în iunie o cumpănă foarte mare, deși luasem finanțare de la Centrul Național al Cinematografiei. Nu simțeam că pot să fac cu acei bani festivalul și m-am gândit că e mai bine să renunț și să nu fac o ediție anul acesta și gata, să renunț. A fost complicat pentru că țin foarte tare la festivalul ăsta. Mi-am adunat niște prieteni într-o cameră, mi-aduc aminte perfect, și le-am spus că mă macină gândul ăsta și vreau să renunț. Și cineva a spus, eu cred că dacă te-ai chinuit până acum, mai poți să te chinui puțin. Uite, suntem 10 oameni la o masă, sunt sigură că fiecare dintre noi poate face ceva. Și adevărul e că atunci s-au născut niște idei care au făcut să se întâmple pelicula anul ăsta. Așa că le mulțumesc mult de tot. Fără ei, deci oamenii m-au făcut să nu renunț. Îți mulțumim că ai venit în această dimineață să ne povestești despre pelicula și sper ca cei de acasă să fi auzit mesajul tău, să fi prins din pasiunea cu care ai vorbit despre festival și să se alăture inițiativei tale. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu și vă aștept la festival! Între 8 și 12 septembrie mergem la pelicula și dacă tot a pomenit Ileana despre machiaj reprezentativ pentru zona aceasta latină, să știți că v-am pregătit și noi un machiaj în această dimineață, ceva mai clasic, un smokey eyes cu un color de toamnă, prezentat de prietena noastră, Mara Cristea. Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu astăzi am produse noi și sunt super încântată! Sunt ca un copil mic în ziua de Crăciun sau de ziua lui. Aie, îmi pare rău. Dacă ești pentru prima oară când mă vezi, pentru prima oară când dai click pe fața mea, ei, bună, eu sunt Mara, sunt make-up artist, am și un canal de YouTube unde vorbim despre make-up, bineînțeles. O să încep să fac și niște vloguri. Sper să-ți placă, sper să te și abonezi pentru că am săptămânal tutoriale de make-up.
Bun, te las să urmărești în continuare să vezi cum am realizat acest machiaj. Hai să ne apucăm direct de treabă, pentru că n-avem timp să stăm să pălăvrăgim atât. Tenul meu din nou este într-o perioadă un pic dubioasă, dar mi-a plăcut foarte mult fondul ăsta de ten. Chiar m-a impresionat și cred că e mai bine să testezi un fond de ten atunci când tenul e problematic, știi, când e într-o perioadă mai nasoală, că la urmă dacă ți-e bun la greu, o să-ți fie foarte bun și în zilele însorite și bune. Cam așa arată. Sincer, chiar îmi place, îmi place mult de tot. Trec repede și la corector, anticearcăn și pudră. Avem iluminator, bronzere, un produs de contur și încă două pe care nu prea le înțeleg, sincer. Sunt cu o nuanță mai interesantă, în sensul că unul dintre ele este destul de gri, adică, ok, un produs pentru conturare trebuie să aibă o nuanță mai rece, dar ăsta parcă este prea gri. Sunt totuși curioasă să-l încerc pe ăsta, care este și un pic sidefat, cu ăsta, să le combin, să văd care-i faza. Sunt foarte plăcute la atingere, sunt un pic așa moi, adică nu sunt niște farduri uscate. De obicei, eu folosesc și un produs cremos la pasul ăsta, dar astăzi vreau să văd doar produsele noi, cum se comportă și care-i faza cu ele. Arată drăguț. Okay. Îmi place sincer cum arată. Se întind ușor. Chiar îmi place. S-a creat o combinație frumoasă. Nu e nici prea cald cum e un bronzer, dar nici prea rece cum e un produs de conturare. Chiar e pretty. Pretty! Hai să vedem și iluminatorul. Deși am eu senzația că nu o să fie la fel de intens cum vreau eu. Hai să-l pun cu degetul totuși să vedem. Poate. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar e foarte drăguț. Nu este atât de intens cum îmi place mie să fie iluminatorul. E foarte natural așa și discret, așa că pentru o persoană care nu caută, eu știu, să ai ca un bec pe față, cum îmi place mie, e foarte potrivit. Și să trecem și la machiajul ochilor. Cam astea sunt culorile. Sincer, mi-am făcut așa câteva lucruri în cap, vreau să fac vreo 3-4 lucruri diferite, dar în momentul ăsta mă obsedează două culori de aici. Prima din colț se numește Zen, care este un cărămiziu destul de roșcat. Și asta, care se numește Queen. Efectiv, nu pot să-mi iau ochii de la ele, cred că trebuie să mi le scot din sistem și așa că o să încerc să fac ceva cu culorile astea două, poate și cu negru, să ne jucăm puțin și cu altceva, să vedem cu care îl punem ca blush, dar cred că o să iasă ceva destul de tomnatic așa. Toate sunt destul de moi la atingere. Probabil că cele mate vor avea ceva fallout, așa se întâmplă cu culorile mate, e ok. Voi începe cu asta, de care vă ziceam, cu Zen. Așa cum am bănuit, are un pic de fallout, dar atâta timp cât... Ok, copio. Nice. Me gusta mucho. E pigmentat. Aici eu nu am fallout, oricum scuturi pensula foarte bine. De blenduit, cred că o să folosesc astea două culori, Hot Dream și Sweetheart. Da, mai întâi o să încep cu Sweetheart. Și cu o pensulă de vin și cu Hot Dream, care este o piersicuță foarte drăguță. Revin la prima culoare, la Zen, vin și pe pleoapa inferioară. Culorile se comportă foarte frumos între ele, în sensul că sunt ușor de blenduit. Iar acum să trecem și la una dintre atracțiile acestei palete, aș spune. Fiind un pigment presat, o să pun degetul, mai ales că este foarte metalic și ele așa se transferă cel mai bine, dacă sunt de fapt aplicate cu degetul. Woo!
Mamă, cât de frumos e! Doamne, cât de mândră sunt de ce am luat! O să-l împrăștii un pic cu penjula, pentru că nu pot de unghie. Iar aici, în colțul intern, o să pun Daydream. Ca să dramatizăm puțin lucrurile, vreau să folosesc și negru, care se numește Paparazzi. Paparazzi. O să îl concentrez aici în colțul extern, doar puțin, nu vreau să acopăr celelalte culori. Îmi fac și celălalt ochi și revin. Așa, și ca să fie treaba, am pus și niște gene doar în exterior, pentru că nu am vrut să acopăr pigmentul ăsta sub nicio formă. Și am mai pus pe conjunctivă un creion vișiniu și aici unul deschis la culoare. Am uitat de blush, dar hai să luăm tot ceva din paletă. Cred că o să-l pun tot pe ăsta, că e super drăguț. Și ora să trecem la buze. Am pus și puțin Daydream peste, doar în mijloc. Da, se simte ca un gloss, bineînțeles că nu are lipiciul ăla, dar are un sclipici în el foarte drăguț și îl simt foarte hidratant pe buze. Cam așa arată machiajul. Îmi place foarte, foarte mult ce a ieșit. Asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și că ați învățat ceva nou, ca de obicei. Nu uitați să dați un like și să vă abonați canalului meu în cazul în care nu ați făcut-o încă. Iată că se întâmplă ca săptămâna trecută să echilibrăm puțin energia feminină cu cea masculină și mergem către lumea sportului, acolo unde echipa națională a României merită felicitări pentru că a câștigat meciul cu Liechtenstein 2-0 pentru România. Mirel Rădoi iată că rămâne echilibrat și spune că se așteaptă la ceva mai multe goluri și că se pregătește pentru meciul cu Macedonia de Nord, analizează potențialul jucătorilor și realizează strategia de joc. Aș vrea să aflu mai multe amănunte din lumea sportivă, așa că am să-i dau legătura colegului meu Daniel Nazare de la Sport Total FM, de la execuții matinale. Bună dimineața, Daniel, și săptămână rodnică îți doresc! Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața tuturor! Într-adevăr, a fost un meci al echipei naționale aseară, un 2-0 pentru România cu micuțul stat Liechtenstein. Multă lume s-a așteptat la foarte multe goluri, dar Liechtenstein în ultimii ani a reușit câteva rezultate bune, a limitat de multe ori proporțiile scorului, spre deosebire Germania din grupa noastră de-abia i-a învins cu 2-0. Spun de-abia, nu că n-ar fi fost vorba despre o victorie confortabilă, dar totuși e Germania, iar Liechtenstein e Liechtenstein și diferența a fost de 2 goluri. Nu cred că valoarea lotului Germaniei doar de 2 ori mai mare decât cea Liechtensteinului. Apropo de meciul de ieri, au fost 8 schimbări față de meciul pe care Mirel Rădoi l-a disputat în Islanda cu câteva zile în urmă. 8 schimbări, practic doar 3 jucători au rămas din primul 11. Și acum ne gândim ușor-ușor către meciul cu Macedonia de Nord, care este una dintre principalele contracandidate la calificare. Să spunem că modul de calificare în această grupă este simplu. Locul 1 merge direct, iar pentru locul 2 vor urma 2 meciuri de baraj. Dacă învingi în cele 2 meciuri, atunci te califici la Cupa Mondială din Qatar, care va avea loc în 2022 pentru prima oară în istorie în lunile octombrie și noiembrie. În general, în iunie și iulie au fost toate cupele mondiale din 1930 până acum. Este o derogare de la FIFA, să spunem așa, pentru banii care vin din Qatar și pentru premiile substanțiale care se pun în joc pentru Federația Internațională. România a impresionat în primele 20 de minute, a marcat 2 goluri, apoi la adăpostul acestor 2 reușite nu a mai forțat și de acest aspect a fost nemulțumit Mirel Rădoi, care la conferința de presă a amendat acest fapt. Un criteriu important este legat de departajarea în caz de egalitate de puncte la finalul grupei. În preliminarile pentru Cupa Mondială contează golaverajul, deci va trebui să
și ar fi trebuit să înscriem cât mai multe goluri. De cealaltă parte, la campionatul european contează meciul direct între două echipe și apoi golaverajul. De aceea a fost foarte supărată Mireră 2 la finalul acestei partide. Într-o altă partidă, Germania a ținut cont de goluri și a învins cu 6-0 Armenia. În acest moment, Germania și Armenia sunt pe primele două poziții. Noi suntem pe 3, Macedonia de Nord pe 4. Vom juca la Skopje peste 48 de ore, miercuri seară, și este un meci important pentru că va trebui să ne impunem. Dacă vom învinge, avem șanse, pentru că mai sunt 4 meciuri, iar programul nostru este considerat avantajos. Avem un meci cu Germania, dar celelalte 3 sunt accesibile pentru că vom întâlni pe teren propriu Islanda și Armenia, iar în deplasare vom juca cu Liechtenstein, care în mod normal este o victimă sigură. Deja se fac calcule, dar cred că ar fi mai bine să le facem după meciul de miercuri. Toată lumea se întreabă ce va schimba Mireră 2. Are deja 3 jucători care au plecat din lotul de 26. E vorba de Florin Tănase, de Rotariu, care a contractat o formă de COVID și a fost depistat pozitiv. Da, el a părăsit și el cantonamentul și, bineînțeles, Denis Alibek, care are o accidentare, o ruptură musculară, se pare că este vorba. Deci sunt 3 jucători din 26 care au plecat. Surprinde faptul că Mireră 2 nu a adus alt jucător, are acest drept din punct de vedere regulamentar, dar n-a apelat la niciun fotbalist. O variantă neoficială ar fi aceea că se teme de COVID și dacă există un singur caz sau mai multe, ne-ar putea afecta în perspectiva partidei cu Macedonia de Nord. Se știe foarte bine că se testează jucătorii înainte de meci. Câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat și ieri pe un alt continent, în America de Sud. Am avut o partidă așteptată cu sufletul la gură de 10 de milioane de oameni. E vorba de o confruntare între Brazilia și Argentina, care a ținut, atenție, doar 5 minute. Responsabilii sanitari din această țară, din Brazilia, au intrat pe teren și au oprit meciul, susținând că unii dintre jucători n-au dat în declarație țările pe care le-au vizitat. S-a produs astfel o problemă foarte mare. Meciul a fost anulat și probabil se va da meci pierdut sau se va rejuca. Încă nu știm care este decizia celor de la FIFA, dar este un fapt fără precedent în istoria de 100 de ani a Federației Internaționale. Un meci de fotbal întrerupt în minutul 5 de autoritățile sanitare pentru că nu s-au completat sau s-au completat greșit niște formulare. Este un scandal imens în acest moment în presa internațională. Probabil că FIFA va veni cu unele informații. Cam atât pentru astăzi de la execuții matinale de la Sport Total FM. Toate cele bune! Mulțumim tare mult, Daniel, pentru toate informațiile din lumea sportivă. N-am apucat niciodată să te întreb ce zodie ești. O să aflu într-o zi și o să-ți spun așa ceva drăguț la horoscop. Ei bine, astăzi ziua se anunță cu foarte multe ieșiri din zona de confort. Aflăm imediat ce ne rezervă astăzi astrele, pentru că urmează horoscopul zilei. Destul de aglomerată și dificilă pe plan profesional, unde te-ai confruntat cu numeroase probleme și task-uri importante, încep săptămâna cu multă liniște. Ziua de luni este una frumoasă și relaxată pentru tine. Profiți de aceste momente liniștite și încerci să petreci cât mai mult timp în compania oamenilor dragi. Taur, simți că lucrurile nu evoluează așa cum îți dorești pe plan profesional, motiv pentru care este posibil să te gândești tot mai mult, să încerci și alte proiecte și, de ce nu, să mergi pe alte drumuri. Nu ești foarte decis ce vrei să faci, însă o discuție cu o persoană în care poți avea încredere te poate ajuta foarte mult. Gemeni, în prima parte a zilei te ocupi de problemele profesionale. Ești atent la detalii și reușești să rezolvi cu multă ușurință sarcinile primite de la superiori. După orele prânzului îți îndrepți atenția asupra vieții amoroase, trebuie să ai o discuție sinceră cu partenerul de cuplu. Rac, ziua de astăzi este una perfectă pentru a te ocupa de viața profesională. Încearcă să ieși din zona de confort și să accepti sarcinile dificile, însă cu potențial de evoluție pentru tine. Ai șansa să te afirmi la locul de muncă. Leu, ziua de astăzi are o influență foarte frumoasă asupra ta. Ești dornic de afirmare pe plan profesional, motiv pentru care este posibil să te vezi nevoit să ieși din zona de confort și să faci câteva schimbări importante pe care ți le dorești.
Fecioară, astfel îți recomandă să încerci să fii mai stabil în ceea ce faci și să nu te îndepărtezi prea mult din drumul pe care ai decis să îl urmezi. Partenerul de cuplu ți este alături și îți oferă tot sprijinul de care ai nevoie în această perioadă. Sfaturile lui te pot ajuta foarte mult. Balanță. Astăzi îți este destul de dificil să comunici cu oamenii din jurul tău, nu ai răbdare și nu reușești să-ți exprimi cu adevărat stările. De aceea decizi să te concentrezi doar asupra rezolvării task-urilor primite la locul de muncă. Seara va fi mai relaxantă. Scorpion, ești nevoit să-ți amâni planurile de astăzi. O persoană foarte dragă are nevoie de ajutorul tău cu privire la o problemă destul de complicată. Trebuie să fii dispus să o asculți și să vii cu sfaturi bune fără a o critica pentru faptele sale. Săgetător, proiectele tale se dezvoltă foarte frumos, însă pentru a avea și un beneficiu financiar din acestea este recomandat să-ți cauți colaboratori care să investească în visele tale. Pe plan personal, astăzi rezolvă o problemă dificilă cu partenerul de cuplu. Capricorn, ziua de astăzi este una plină de oportunități pentru tine pe toate planurile. În ceea ce privește viața financiară, primești o sumă de bani pe care o investești într-un proiect cu multe șanse de reușită. Spre seară, astrele îți pregătesc o surpriză sentimentală. Vărsător, ziua de astăzi pare să fie una specială pentru tine. Este o trecere către o perioadă frumoasă din viața ta. Conjunctura astrală permite schimbări majore pozitive pe plan personal. Ai multe oportunități de care trebuie să profiți pentru a-ți face viitorul cu adevărat special. Pești, ziua de astăzi pare a fi una destul de liniștită, însă după prânz totul se va schimba. Primești o veste neașteptată și trebuie să iei o decizie cât mai repede cu privire la planul personal. Multe se vor schimba în următoarea perioadă și de aceea trebuie să ai încredere în tine și să îi lași pe ceilalți să te ajute. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și vă mai fac o mărturisire în această dimineață. Să știți că matinalul are și o bucătărie proprie. Avem și noi un șef destoinic, colega noastră Mihaela Popescu, care pleacă pe teren și care ne aduce câteva rețete de la vedete. În această dimineață o să urmărim pe artista Maria Constantin cum ne pregătește ea clătite, așa ca să ne meargă și mai bine în această dimineață. Bun găsit! Ce nu știați despre mine este că sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă cooking show. De rețete, de ingrediente, de plating. Stați puțin! Nu gătesc eu! Am lângă mine un super specialist, Maria Constantin! M-am găsit, draga mea! Mulțumesc. M-ai găsit pe mine, așa mi-ai făcut prezentarea ca și cum sunt bucătărea sa numărul 1. A, dar toată lumea știe că tu gătești foarte da, bine. Da, gătesc. Ce preparat îți iese cel mai bine? Măi, cam ies toate culmea, că cam ies. Singurul lucru la care nu mă bag la asta, caracatiță, că știu că trebuie fiertă într-un anumit fel, la o anumită temperatură, ca să iasă caracatița aia moale. Dar rest, chiar îmi iese absolut tot. Adică chiar sunt genul care îmi și place să gătesc, am gătit de mică, am stat pe lângă mama, am învățat. Dar de mâncat când mănânci? Se mai vede și pe la mine, câte puțin, mai ales acum după pandemia asta, am mai pus câte ceva pe mine. Astăzi ți s-a făcut poftă de clătite. Păi, am zis de clătite, hai de clătite. Dacă tot face Maria cele mai bune clătite, eu nu puteam să lipsesc, eu trebuie să gust și să dau și nota la final. Da. De ce ingrediente avem nevoie? Ouă, făină, zahăr, ulei. Și apă. Eu folosesc apă de la Dumnezeu. Unii folosesc lapte sau apă minerală. Mie îmi place să folosesc apă pentru că mi se pare că ies la fel de bine și la fel de gustoase. Da. Adică fără probleme. Și dacă vreți clătite americane, puneți doar un praf de copt și s-a rezolvat cazul. Adică sunt aceleași ingrediente, doar că puneți praf de copt. Asta e singurul secret. Și rețeta este foarte simplă. Eu le pun pe toate, le-am amestecat, bam, bam, în 5 minute sunt gata. Ia să vedem. Haide că te dau așa. Pentru aromă, da? Pentru aromă. Punem și zahăr normal ca să fie totuși cât de cât, dar nu foarte mult zahăr, pentru că dacă punem foarte mult zahăr, se vor întâmpla. Compoziția este gata, trecem la copt. De-abia aștept. În momentul în care punem în tigaie trebuie să ne mișcăm foarte repede, pentru că altfel clătita se
coagulează și imediat se întărește. Și să se întindă peste tot, să fie cât mai subțit. Iar cu o porcoliță așteptăm puțin, pac, 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 întoarcem și asta e. Asta e. Și acum facem așa. Stai, să nu ne... Oh, mama, super! Prima clătită! Prima clătită! Ideea de clătită nu o vreau, pentru că mi-mi place de obicei să am spațiu, să... Uite, mai sare pe aici, pe margine, mai nu știu ce. Aia uh-huh. de clătită este destul de mai subțirică, da. Și micuță, da. Da. Uh-huh. Deci eu sunt mai împrăștiat, așa. Nu, mie îmi place să fac lucrurile practice și tocmai de aceea și bucătăria asta este destul de utilă uh-huh. și practică, pentru că mi-am pus totul la îndemână, uh-huh. Având în vedere că nu este o bucătărie exagerată de mare. Terminat. Super. Să se stinge aici. Mm. Acestea sunt clătitele. Imediat vom pune ca să le și umplem. Le pregătesc eu imediat. Vai, ce bine miros. De-abia aștept. Ia să vedem. De-abia aștept. Drăguța mea, hai să dau o fațiuță. Te servesc așa, ca așa, la așa, da. Ca la carte. Ia să vedem. Așa, mulțumesc! Și pentru cine mai vrea, zahăr pudră deasupra. Și, da? Hai, mai prepar acolo, că eu mă țin aici, da? Am și dulceață, să știi, făcută în casă, dar eu le prefer cu modelul. Deci fiecare le poate umple cu ce vrea. Dragii și mai există mei. O variantă, miere cu nucă. Bună, așa îmi place, da. Ingredientul vedetă din rețeta aceasta, vă spun eu, este chiar Maria. Senzaționale! Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că ești super talentată, poli, știi? Mersi. Și muzică, și bucătărie, și o prietenă bună, și îți un om bun, opa! Cea mai bună mâncare se face, se mănâncă cu mâna. Perfect! Extraordinar de bune! Mă bucur că-ți plac! Îți mulțumesc mult încă o dată! Cu mare drag! Și mai vin! Și vă mai aștept! Da! Mă mai aștept. Iar eu vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Sunt Mihaela Popescu și vă aștept data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Una caldă, una rece, din nefericire, clătitele se vor scumpi, creșterea prețului la energie este abia începutul. Urmează scumpirea alimentelor, mai ales a cărnii de porc, lactatelor și a pâinii, avertizează sindicatele din industria alimentară. Buzunarele românilor sunt din ce în ce mai goale și urmează scumpiri record la toate alimentele. Din cauza majorării prețului la energie, care aproape că s-a dublat în ultimele luni, prețurile de la raft vor exploda în lunile următoare. Oamenii au început să sesizeze de pe acum aceste majorări, iar asta îi nemulțumește. Cumpăr un kilogram de brânză, mi-am cumpărat 400 de grame. Produsele s-au scumpit alimentare, dar probabil că salariile și veniturile oamenilor, nu știu în ce măsură au crescut ca să poată să facă față la astfel de scumpiri. Nu știu ce se poate face, pentru că gogoșarii erau 10 lei, capia 5 lei, castraveții 5 lei, toate așa la prețuri de... Da. Experții estimează că cele mai mari scumpiri vor fi la carnea de porc, produsele lactate sau la cele de panificație. Clar că pe medie va fi o creștere de 10-12%, cu o creștere mai accentuată la carne de porc și preparate din carne de porc undeva la 25%, sigur cu o creștere la panificație cu 20% și undeva la 15% la produsele lactate. Observați că sunt produsele de bază, ceea ce pentru român înseamnă un dezastru. Experții spun că în următoarele 3 luni vom resimți aceste scumpiri la raft. Așadar, la iarnă, pe lângă facturile foarte mari pe care le vom avea de achitat, și alimentele vor fi extrem de scumpe.
Astăzi reîncepe activitatea grădinițelor și de săptămâna viitoare ar trebui să reînceapă și școala în format fizic. Regulile pe care le propune Ministerul Educației pentru unii dintre părinți sunt incerte, pentru că au semnalat membrii asociațiilor de părinți că au aflat foarte multe norme din presă și că nu s-a realizat neapărat o consultare. Vedem cum stau lucrurile în această perioadă și cum v-am anticipat că o să mă revăd cu următoarea mea invitată. Ne-am văzut la gala noastră de împlinire a frumoasei vârste de un an și iată că am ocazia din nou să-i spun bună dimineața doamnei Ecaterina Andronescu, profesor universitar. Bine ați revenit la Matinal! Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. E important să avem opinii în această perioadă, pentru că, iată, părinții acuză faptul că nu au existat neapărat consultări în această perioadă cu privire la începutul noului an școlar. Și am înțeles că până la rata de infectare de 6 la 1000 de locuitori, școlile rămân deschise în format fizic, ceea ce cred că este un aspect benefic pentru copii în această perioadă. Da, și eu salut această decizie pe care a luat-o Ministerul de a ne întoarce la școală. Școala online poate fi ceva complementar, în niciun caz nu poate înlocui forma de învățământ față în față. Astăzi, dacă îmi permiteți, m-aș adresa în primul rând celor care încep școala, apoi părinților și dascălilor, colegilor dascăli. Cred că pe copii trebuie să-i încurajăm și să-i încurajăm de fiecare dată când putem să facem acest lucru. Școala te ajută să obții mai multe lucruri în viață. În primul rând, să devii tu cea mai bună variantă a ta, dacă tratezi școala cu toată seriozitatea. În al doilea rând, școala îți dă o profesie din care trăiești toată viața. Pentru că, fără îndoială, munca face parte din viața noastră. Niciunul dintre noi nu putem să trăim în afara acestei activități care ne face să fim oameni și ne ține cu această calitate. Munca, foarte importantă. Ori să muncim pentru noi, pentru societate, învățăm din școală și lucrul acesta mi se pare foarte important pentru ei. În al doilea rând, ce ar fi un om care n-ar fi făcut școală? Cred că niciunuia dintre elevii școlii noastre de astăzi nu i-ar conveni să aibă, știu eu, parteneri de joacă, să trăiască într-o societate în care lumea nu știe carte, lumea este în întuneric. Niciunui elev nu i-ar conveni să rămână analfabet. Ori școala te scoate din aceste conuri de umbră, din aceste zone în care nu ți-ar plăcea să trăiești. A alege școala înseamnă a trăi în lumină. A sta acasă înseamnă a fi toată viața în întuneric și cred că acest lucru este nepotrivit pentru orice ființă omenească. De aceea, dragi elevi, priviți școala cu multă prietenie. Duceți-vă la școală ca într-un loc din care puteți să luați această lumină de care aveți toată viața. Și lucrul acesta mi se pare extraordinar de important. Eu aș încuraja în fiecare zi copiii care merg la școală. Nu pot să fac nici pentru toți copiii acest lucru și e foarte complicat să audă o singură persoană. De aceea, principalii factori care pot să-i lămurească pe copii, principalii actori ai acestui fenomen care se numește școala românească, sunt părinții. Părinții sunt cei care în fiecare zi stau alături de copiilor, le pot pune școala într-o lumină favorabilă sau dimpotrivă nefavorabilă. Vârsta unor elevi, mă refer la cei mici în deosebi, nu este vârsta la care să aibă puterea de a avea discernământ ce alege ei școala. Părinții sunt cei care îi îndrumă pe copii să aleagă școala. Și lucrul acesta mi se pare extraordinar de important. Dacă noi ca părinți acasă blamăm școala, vorbim urât despre școală, nu o să sădim în sufletul copiilor noștri dragostea pentru școală și respectul față de profesori. Nu poți să primești cele necesare, cunoașterea, nu poți să-ți formezi competențele de care ai nevoie dacă nu stabilești o relație de comunicare cu profesorul tău. Dacă nu te uiți la el cu respect pentru ceea ce știe și pentru ceea ce face. Rolul acesta de a transfera imaginea pozitivă a școlii în mintea copiilor
este al părinților. De aceea le adresez părinților rugămintea să nu uite rolul esențial pe care îl au. De foarte multe ori, sigur că ca profesor mi-am pus întrebarea: ce face diferența între o școală bună, o școală care face performanță, și o școală cu performanțe mai slabe? Și chiar dacă nu o să mă credeți, o să vă rog să faceți dumneavoastră, dragi părinți, această analiză. Părinții fac diferența. În școlile bune, în școlile cu performanță, sunt orientați copiii ai căror părinți au ținut permanent legătura cu copiilor, i-au încurajat, au știut să facă echilibru între exigență și prietenie și dragoste, pentru că un părinte trebuie să fie în egală măsură și să împartă cu dreptate și exigența, dar să fie și cel care este prieten cu copilul, care îl încurajează pe copil și care îi explică în fiecare zi rolul școlii și de ce trebuie el să meargă la școală. Și sigur, nu în ultimul rând, le-aș adresa colegilor profesori să găsească acea bucățică de har. Harul care face diferența între un dascăl foarte bun și un dascăl care nu este capabil să facă performanță. Și aș spune că disponibilitatea dascălului, răbdarea pe care el trebuie să o aibă și nu în ultimul rând cunoașterea disciplinei pe care o predă, în așa fel încât niciodată copilul să nu pună sub semnul întrebării autoritatea profesorului, să nu pună sub semnul întrebării dacă are de la cine învăța sau nu. Eu cred că școala, această instituție trebuie să fie acolo unde copilul se duce cu sufletul deschis, care, ce și de la cine învăța. Sigur că la început de an n-am cum să nu mă gândesc cu bucurie la toți cei care slujesc școala și care se adună în jurul copilului. Părinți, elevi și profesori. Trebuie să formeze o familie, o familie care crește copilul. Aceasta mi se pare mie că este școala românească, sau așa ar trebui să fie școala românească astăzi. Le doresc fără îndoială tuturor mult succes și în fiecare zi să gândească că o iau de la început, pentru că fiecare zi aduce ceva nou. Altă lecție, o altă modalitate de a te adresa copilului și să nu uităm că toți suntem oameni și toți avem și zile mai bune și zile mai puțin bune. Ca urmare, dacă avem răbdarea unii cu alții, dacă avem toleranța unii față de ceilalți și mai ales dacă avem solidaritate față de copilul care vine la școală să devină om, și rolul acesta nu-l poate avea o altă instituție. De aceea am făcut această pledoarie de început de an școlar și sigur nu în ultimul rând le-aș cere de data aceasta autorităților să aibă grijă de cea mai importantă instituție, care este școala. O primărie nu poate avea o altă instituție mai importantă decât școala și ca urmare îi îndemn să trimită spre școală toate resursele de care școala are nevoie să funcționeze. Pentru că altfel, i-aș întreba pe primarii acestei țări, ar putea într-o zi să-și desfășoare activitatea în primărie, dacă în primărie n-ar fi nimeni, dacă primăria n-ar avea cele necesare desfășurării activității de primar? În mod categoric nu. Și școala funcționează și ea cu resurse, cu resurse de toate felurile, și materiale, și spirituale, și cu oameni, mai ales funcționează cu oameni. Și sigur, oamenii au și ei nevoie. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc din tot sufletul, le doresc tuturor celor care ne-au urmărit și celor care nu ne-au urmărit, să aibă un an școlar cât se poate de bun, care la sfârșit să aducă cele așteptate. Adică, vorba lui Marin Sorescu, când încheiem anul școlar și vine o vreme când trebuie să tragem această linie și să adunăm, să avem ce aduna. Să adunăm bucuriile fiecare zi, să adunăm succesul din fiecare zi și să adunăm rezultatele pe care le strângem într-un întreg an școlar. Succes tuturor!
Vă mulțumim tare mult, doamna Ecaterina Andronescu, pentru acest mesaj. Am mai fi avut la dispoziție câteva minute alături de dumneavoastră. Știu că sunteți o persoană extrem de echilibrată. Asta este concluzia mea despre dumneavoastră din toate interacțiunile pe care le-am avut aici la Matinal și nu numai. Și ați conturat atât de frumos acest triunghi esențial pentru educație. Iată, părinți, profesori și copii. Un triunghi supravegheat cei drept de Ministerul Educației, care a venit cu o sugestie față de părinți, o sugestie destul de nuanțată și cred că avem nevoie de părerea noastră echilibrată. Li s-a sugerat părinților că ar putea să gestioneze problema profesorilor nevaccinați, ei înșiși părinții. Și consider că aici se aduce în discuție un arbitrariu care n-ar trebui să existe. Unde este granița între viața privată când vine vorba de întrebarea ta, ai vaccinat sau nu, care e o întrebare care eu consider că ține de intimitatea fiecăruia, și sănătatea publică? Cum ar trebui părinții să se raporteze pentru viitorul copiilor lor cu echilibru față de această sugestie, să-i spunem? Știți, sunt foarte multe persoane, personalități care sunt sub semnul întrebării, pentru că mesajele au fost extrem de diferite. Pe de o parte s-a spus cei vaccinați nu transmit virusul, pe de altă parte alte voci au spus cei vaccinați transmit virusul, vaccinul nu ne protejează de a face boala. De aceea eu aici cred că cea care ar avea autoritate ar fi vocea medicilor. Medici care să explice efectul vaccinului și care să încurajeze pe cei nevaccinați. Totuși, cred că ar trebui să dăm cezarului ce este al cezarului. Profesorii s-au vaccinat, cei din preuniversitar, într-o proporție de peste 60%, iar cei din universitar chiar peste 70%. Deci reprezintă, după părerea mea, în egală măsură și exemplu prin ceea ce trebuie să și fie un profesor. El este constructorul neamului, dacă vreți, și nu-l putem deroba de această răspundere uriașă pe care și-a asumat-o atunci când a îmbrăcat roba de dascăl. Deci aș invita doctorii să vorbească despre vaccinuri, să încerce să-i convingă pe cei care nu s-au vaccinat, eventual este libera decizie a fiecăruia, vaccinarea nu este obligatorie, cel puțin în România, și așa au spus și autoritățile, dar în același timp cred că vocea medicilor ar trebui ascultată și ar trebui explicat, mai ales profesorilor, pentru că profesorii reprezintă un segment socioprofesional care înțeleg ce efect produce un vaccin și care e mecanismul prin care el acționează asupra organismului nostru. Și lucrul acesta mi se pare că ar fi foarte important. Altfel, să pui părinți împotriva profesorilor care nu s-au vaccinat, nu aș accepta lucrul ăsta. Mi se pare de neacceptat, pentru că e decizia fiecărui cetățean al României. Profesorul este un cetățean român și decide ce face cu viața lui. Într-adevăr, așa cum este... și părinții trebuie să decide pentru copii. Este exact opinia echilibrată pe care o așteptam din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați răspuns și la această întrebare. Mulțumim pentru mesajul transmis la început de an școlar. Vă așteptăm cu drag la Matinal ca de fiecare dată să aveți o săptămână rotnică. Mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim, o să luăm și o scurtă pauză de publicitate în acest moment și pe această cale vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că să știți că v-am pregătit din ce în ce mai multe subiecte interesante aici la Matinal pe tot parcursul zilei și o să aflăm ce se întâmplă cu străzile din București în următoarea perioadă. Mai multe nu vă spun, vă las pe voi să aflați după publicitate.